Ce faci acolo? Cum mi-a spus cineva în dimineața asta că sunt foarte sexy, eh? Băi, e o căldură de nu mai pot și nici în costum de baie nu mă pot prezenta în fața voastră. Am pus niște pătrunjel la spălat și acum îl las să se zvânte. Aceeași tehnică ca și cu busuiocul, videoul de zilele trecute, de ieri de fapt. Și las să se usuce puțin, am pus și niște dulceață la făcut. O dulceață de smochine fără zahăr, smochine verzi. Pentru preanaltul Ardealului, acolo o să meargă zi dulceața, avem pe cineva în vizită de acolo la noi moment de față și trimitem așa un burcănaș. Rețeta o filmez, pentru că e fără zahăr și eu în mod normal fac dulceața cu zahăr, așa cum am gândit să filmez rețeta. Deci și prin urmare filmăm și rețeta. Punem și pătrunjelul lângă busuioc. Aotale, ce frumos arată aici. Ia uitați-le și pe rățuștele noastre. Și apropo, că acolo în butoaiele alea, ăsta de aici și ăla de acolo, noi le-am pus ca să protejăm niște salcie pe care am plantat-o și uitați-vă cât de mare a crescut. Am adus-o din România, de la noi din Corbu, în primăvară, în martie, și din martie până acum, în august, uitați-vă cât de mare a crescut și asta. Și aia de acolo, deși nu se vede prea bine, dar vă arăt pasta. Măi, ce avem noi aici? Fiți atenți că i s-au făcut aripioarele negre și mămica lui acolo. Se ascunde sub maică sau seara se bagă sub ea la nani. N-ai treabă cu ei, frumoși. Mai avem și pe Mr. Muscul, ia uite-l. Ce mai rău, băiete, ăsta când intri, vine imediat la tine să-l mângâi, să-l iei cu teici, practic. A crescut mare, ia fiți atent și mare a crescut. Acum nu știu dacă e puicuță sau e cocoșel. După aparență, așa credem că e și el un cocoșel. Și apropo de găinuțe, o să mai luăm 5-6 găinuțe ca să nu mai avem probleme cu cocoșeii și o să le dăm drumul în livadă. Cam asta este ideea pe viitor. Acum stau aici momentan, dar cred că din septembrie așa o să iasă toată livada la pigulit. Ideea este să îngrădim bine livada asta din spatele găinilor și să le dăm drumul toată livada, să pigulale ele pe unde vor, să facă ce vor. Nu o să mai plantăm nimic în livadă, mă refer la, eu știu, ceapă și alte nebunii, o să păstrăm doar grădina asta și ele să-și facă de cap, dar o să mai aducem găinușe, asta avem în plan, 5-6 cu siguranță. Am venit să iau borcane, cam aici lângă găinușe, două magazine în care țin și borcane într-una din ele și să punem dulceața când este gata, de fapt gemul, că nu dulceața. Eu fac multe confundări, între ghilmele de gen, este un gem, dar fără zahăr. Avem tocăniță de vânat, mai răruț pe la noi pe în casă, dar acum avem musafiri, mai mâncăm și de asta. Cineva i-a ascuns după scaun, ce faci, bă, mamă, mă, și aici e nieve, toată formația, Adi se joacă cu nana lui, da. Între un lucru și alt lucru, am uitat să vă spun că noi am inaugurat vreo 2 săptămâni piscina. Totodată v-am adus până aici, deși e vântălău mare, ca să vedeți, eu nu știu unde se duce ăsta. 3 metri cred că are, adică eu am 1,66. Asta s-a dus până în cer. Așa ceva e posibil cu stuful ăsta de India și am mai adus acasă, am uitat să vă arăt, un stuf de India cu frunza tărcată, așa, ia să-l vedeți. Îl avem pe acesta, care are frunza verde în totalitate. Și mai apoi, aici, în ghiveciul ăsta, chiar în iaz, l-am plasat pe domnul, care are frunza, vedeți, tărcată, așa, cu un grena, un vișiniu, ceva de genul. Iar ăsta, de câte am văzut și eu pe la alții vecini, vedeți care vișiniul ăsta aici, înflorește un portocaliu. Deci o să avem stuf de India, că așa se numește el, și portocaliu, iar pe ăsta l-am pus la ghiveci să nu mai contamineze, între ghilimele, mele tot iazul, că se înmulțește foarte mult și ușor invaziv, așa că l-am pus la ghiveci să nu mai avem probleme. Ia uitați-le! Ce faceți mai sub pod? Stați la umbră, aici avem o pompă. Stați la umbră! A, n-aveți treabă voi, nu! Și noștri weekendul trecut au fost
prin centrul Spaniei și au adus ceva vânat. Și l-am făcut astăzi tocăniță. Eu am gustat din nou tocănița cu vânat. Și acum am ceva treabă prin curte, după care îl culcăm pe baby și mai pe după amiază mergem pe la plajă. Ieri am fost prin Peniscola, aici aproape cam la o oră și ceva de noi, și o să vă las câteva imagini mai pe după amiază când am timp să le editez. Cred că mai pe seară, așa. Vă arăt și de acolo, că și, și locul ăla e frumos, demn de vizitat. Și pentru cei interesați, eu cred că vin bine și clipurile astea cu călătoritul, plimbatul și așa mai departe, nu-i așa? M-am dus până la solar pentru că am florit lulo. E fructul ăsta din Sud America. V-am spus că Ștefan se ocupă cu chestii mai ciudățele. Pe lângă faptul că are frunzele astea colosale și e plin de țepi, ia uitați-l ce frumos înflorește. Și acum e dat cu cenușă pentru ca să evităm atacatorii. Nebineveniți, vreau să spun. Dar furnicile nu scăpăm de furnici. Restul, melci și alte chestii, nu le place când dăm cu cenușă pe frunze. Și totodată vreau să vă arăt că noi cum aducem bălegar de cal, ni se umple grădina sau pe unde punem bălegar cu ciupercuțe. Fiți atenți aici, în solar, între sfecla roșie pe care o avem plantată aici, câte ciupercuțe ne-au ieșit. Și adesea sunt ciupercuțe comestibile. Astea nu cred că sunt, nu am idee, nu mă descurc la capitolul ciuperci. Ștefan e marele expert între ghilimele, adică știe, se pricepe care sunt otrăvitoare, care nu. Eu merg pe mâna lui și îl întreb, astea sunt bune de mâncat, astea nu sunt bune. Seamănă cu șampinion, dar nu prea am încredere. El știe, dacă sunt încă aici, s-ar putea să fie de bine, că el în mod normal când prinde ciupercuțe care nu sunt bune le elimină, așa că dacă sunt aici, fulul ăsta s-ar putea să fie de alea bune. Nu știu, nu mă luați în seamă că v-am spus, nu sunt expertă în domeniu, dar asta ne potrivim noi doi bine, că unde lipsește la unul ceva, are celălalt completarea. Dar ne iese și grădinăritul cum trebuie, că dacă lui îi plac chestiile mai exotice, mie îmi plac lucrurile mai clasice, în ceea ce privește grădina, la fel și cu ciupercuțele. Eu nu mă pricep la ele, dar el da. Eu mă pricep la alte chestii cu plântuțe, el are restanțe și uite așa ne completăm ca o familie ce suntem și cum trebuie să fie într-o relație, nu numai familiară, dar și așa, uite, în relația asta de grădinărita noastră, trebuie să fim unde lipsește unul să fie celălalt. Deci, da, avem și ciupercuțe în solar. Da, cu cenușe și roșiile au început să prindă culoare astea de aici. Iar acolo avem, pe lângă fluturaj, avem gogoșarii care au început să se înroșească, lângă ardei, care sunt, uitați-vă și voi ce colosal, sunt și plini de rod. Ei, avem și gogoșarii care încep să se înroșească, ceea ce mă face să mă bucur foarte, foarte mult, că știți că după inundații a rămas decât cu astea 20 de tufe, dacă sunt, nu, 15 tufe de ardei, pentru care avem ardei gras, gogoșar, ardei italian și capia, cred, ceva de genul. Dar mulțumim lui Dumnezeu, dau un rod așa de bun, deci n-ai văzut. Da, vântul bate destul de tare astăzi, dar e foarte, foarte cald. Am fost chemată de un anumit baby, așa că merg într-acolo. Ne auzim și mâine, dacă așa vrea bunuțul. Sperăm cu un vlog puțin mai lung, iar mai pe seară vă arăt pe unde am umblat ieri. Ne-am plimbat cu barca frumos, corect, corespunzător. Vă las imagini mai pe seară. Vă pup, să aveți o după-amiază minunată în continuare!